Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre site-ul, sau mai bine zis despre video care ieri am plasat, unde am dat informația despre moneta Otrade cu 2000 de dolari. Deci timerul acest site s-a terminat. Acum când apăsăm pe linkul cel care este sub video, deci apare altă informație. Deci, ce facem mai departe? Deci, când apăsăm pe link, deja uitați-o ce apare pe acest site. Se spune că dacă facem încă 3 pași, mai primim 500 dolari. Deci, în afară de cei 2000 care s-au dat. Ce pași sunt aceștia? Deci, primul pas, step 1, facem click pe acest buton. Deci eu deja am făcut înregistrare, deci la, trebuie să intrăm pe login, să apăsăm. Unde ni se propune să adăugăm telefonul nostru prima dată. Acești pași ca atare sunt indicați aici în instrucțiune, care dacă apăsăm pe linkul acesta, apare o pagină cu pașii explicați ce trebuie de făcut. Deci, primul pas, step 1, de apăsat pe link-ul acesta, pasul 2, de adăuga telefon, când apăsăm pe login prima dată, cum adăugăm telefon, aici este arătat, alegem țara, prima, după aceea, în spațiu care a apărut, deci aici să fie codul țării, în continuare adăugăm telefonul. Deci fără 0 să adaug. Mulți acest lucru nu știu și adaug cu 0 și din care cauză nu lucrează normal. După aceea bufăm. Și nimerim în interior. Deci așa noi am creat un cont. Pasul 3. Trebuie de intrat în account. Deci apăsăm pe aceste trei linii sau pe telefon. Deci uitați-vă. La mine când apăs. Deci apare telefon. Apăs pe telefon și apare 3. Apăs pe account. Unde intră un profil și adaug o poză și editez datele. Deci, dacă ceva e greșit, le verific. Aici un comentariu și salvăm. Deci, ăsta e pasul 3. Pe urmă, pasul următor de intrat în balanță, la wallet, unde adăugăm portofelul nostru Ethereum și salvăm. După aceea, intrăm în interior, apăsăm pe monetă PAT. Deci pentru comentariu și alegere ratingului primim acele 500 de dolari. Deci vom primi dacă va fi adevărat. Deci toate monetele, ele în careva sens, este riscul că să fie escrocherie până la urmă. Deci când vedeți că vă cere careva bani, deja sigur 100% că este escrocherie. În cazul în care trebuie de făcut careva pași, îi facem în final dacă monetele pe portofel sunt trimise, deci este adevărat. Dacă nu, în termenii care ei spun după ce se termină ICO, deci se primește că cu moneta respectivă a fost excrocherie. Deci așa și cu moneta aceasta. Până când nu se întâmplă faza finală, nu știm nimic. Deci este un careva timer. Se va începe ICO sau merge ICO, se va termina. După ce se va termina, posibil că vom afla ce cu monetele acestea care... Deci o monetă PAT e undeva un dolar. Deci trebuie respectiv undeva 500 de monete să primim în final. Deci apăsăm pe PAT. După ce am apăsat pe PAT, deci trebuie să facem următorii pași. Să intrăm în direcția comment
comenzi unde adăugăm un comentariu. În spațiu acesta. În engleză, minimum 5 cuvinte. Deci acesta a făcut 4, pe dânsul posibil că nu o să-l plătească. De ce? Că așa scrie instrucțiunea ce. După ce intrăm în pat. Step 4, deci descrie. Intrăm în pat, network și la direcție comment. Adăugăm în comentariu mai mult de 5 cuvinte. Apăsăm pe submit. Deci comentariu. Adăugăm, deci și coment, apăsăm, după ce am apăsat, el apare aici, deci. Pe urmă, pasul următor la rating, trebuie să intrăm, să alegem o notă, deci, vedeți, în toate 5, majoritatea pun 5-5, deci, 5. Și puteți și alternativ spuneți. Nu e obligatoriu. Și apăsați adaug. Eu deja am făcut o dată, nu o să apăs de două ori. Și atât. Deci după asta așteptăm să se termine tot ce este legat cu această monetă. Deci după ce am adăugat, vedeți, comentariu. Vedeți, am adăugat. Pasul următor este cu rating. Adaugă rating. Vedeți ce? 5, 4, 4. La rating tot adăugăm un careva text și apăsăm pe confirm. Iar aici arată că trebuie adăugat pasul 5, portofel, deci eu l-am explicat deja unde e în balans, intrăm pe urmă în wallet și adăugăm portofel, apoi apăsăm pe salvare. Și acestea sunt toate instrucțiunile. Mai departe scrie că trebuie să așteptăm când se vor distribui monetele după vânzările publice care se vor termina. Deci, cam atât ce am vrut să spun. Da, mai este un moment. Deci, deja eu adaug la mine în descriere, lângă Skype și canalul meu Telegram. Unii sunt poate de intrat și mai operativ de întrebat pe mine. Dacă sunt careva întrebări, acolo întrebările poate deja... Cineva a mai dat întrebarea dată și găsiți răspunsul la ceva ce nu știți, ceva nu înțelegeți. Deci am făcut un grup de lucru unde se poate de intrat. Unica acolo eu nu permit de făcut publicitate. Deci este un chat de lucru, nu pentru fel de fel de reclame, link-uri și mai departe. Pentru acest lucru voi bloca. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.